În cadrul săptămânii altfel, la școala gimnazială Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung, elevii s-au întâlnit cu reprezentanții ai poliției municipale într-o sesiune de informare pe tema bullying-ului în școli. Polițiștii le-au explicat în amănunt cum se poate ajunge la un astfel de eveniment nedorit și cum poate fi evitat. Am venit să vă prezentăm câteva noțiuni în ceea ce privește bullying-ul, violența școlară, exemple practice. Fenomenul de bullying reprezintă orice lezare fizică, verbală și socială, având efecte devastatoare asupra psihicului unui copil sau adolescent, cât și asupra unei persoane adulte. Aceasta îmbracă forma agresiunilor directe sau indirecte, excluderi, farse cu caracter denigrator, umilitor sau intimidant. Pentru ca un abuz fizic sau emoțional să fie considerat ca aparținând fenomenului de bullying, acesta trebuie să prezinte câteva caracteristici, și anume să fie intenționat, să fie consecvent, astfel spus, să aibă caracter repetitiv și să existe o inegalitate clară de forțe, adică agresorul se consideră superior victimei. În legislația din România, violența psihologică, bullying, este descrisă ca fiind acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșit cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității, ori crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau unui grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, religie, etnie sau categorie socială. Tot în cadrul acestei săptămâni, începând de miercuri 25 octombrie, la școala gimnazială Oprea Iorgulescu, vor demara târgurile de toamnă organizate de către elevi, părinți și profesori.